Cea care va da start acestui concert este o aspirantă la gloria muzicii. Este pianistă, este considerată fenomen, deși are doar 9 ani. A participat la numeroase concursuri naționale și internaționale. A surprins juriul, dar și publicul la concursul Românii au talent. Cred că deja vă dați seama despre cine este vorba. Ea se numește Miola Martina și este admisă în acest an la Conservatorul din Milano. Așa se încurajează tinerele talente. Miola Martina va interpreta astăzi 3 creații. Paul de Seineville, Balada pentru Adelina. Și 2 creații din repertoriul componistic al marelui nostru compozitor, Eugen Doga, care împlinește în acest an 85 de ani din ziua nașterii. Sonet și valsul din filmul Dulcea și tandra mea fiară. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc audiție plăcută. Thank you.
aplauze pentru Miola Martina. Haideți să o aplaudăm, pentru că în curând va reprezenta Republica Moldova cu brio în lume. Artistele adevărate. Bravo, Martina! Și te mai așteptăm aici la Cahul, la festivalul Crescendo.